Bun găsit, prieteni! Povestea următoare a fost postată în secțiunea No Sleep de pe Reddit. Autorul susține că e adevărată. Dacă e așa sau nu, vă las pe voi să decideți. Prietena mea a murit pe 7 august 2012. A fost implicată într-un accident cu 3 mașini la întoarcerea de la serviciu când cineva a trecut pe roșu. S-a stins la fața locului în 3 minute. Pe atunci eram împreună de 5 ani. Nu era prea încântată de ideea căsătoriei, părea învechit, spunea ea, îi dădea un sentiment ciudat. Dar dacă ar fi fost de acord, ne-am fi căsătorit la 3 luni de la începutul relației. Era plină de viață, acel gen de fată care alegea mereu provocarea. Era mereu bucuroasă când mergeam în excursii, dar și o fană înfocată a calculatoarelor. Mereu mirosea scurțișoară. Cu toate astea, nu era perfectă. Spunea mereu lucruri de genul, dacă dau colțul înaintea ta, să nu spui numai lucruri bune despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată asta. Spunea, dacă nu mă asculți, mă rănești. Am atâtea defecte și asta e doar o parte din mine. Așa că asta e pentru Emma. Asculta un gen de muzică, dar îi plăcea altul. Ideea ei de afecțiune era o atingere banală. Știu că e inutil, dar nu mă simt bine să vorbesc despre ea dacă nu vă faceți o idee despre cum era de fapt. Revenind la subiect, era moartă de aproape 13 luni când mi-a trimis primul mesaj. September 2013. Atunci a început totul. I-am lăsat contul activ pentru a putea să-i mai trimit uneori mesaje, să postez pe profilul ei, să mă uit peste albume. Părea prea decisiv și prea anti-Emily să-l transform într-o amintire. Am împărțit accesul cu mama ei, Susan, care, în ciuda faptului că avea parola, a petrecut vreo 3 minute în total pe Facebook sau pe orice calculator, de fapt. Prima dată am crezut că era ea. Bună! Cine ești? E chiar aiurea să primesc mesaje de pe contul lui Emily. Ok, păi pe viitor te rog să-mi trimiți mesaje de pe contul tău, chiar dacă vrei să discutăm despre pagina ei. Bună! Susan, ești pe contul lui Emily. 16 noiembrie 2013. Am primit o confirmare de la Susan că n-am mai intrat pe contul lui Emily din săptămâna neagră. Em știa mulțime de oameni, așa că am presupus imediat că era unul din prietenii ei pasionați de calculatoare, bătându-și joc de mine în cel mai tâmpit mod posibil. Am observat aproape imediat că persoana care vorbea cu mine recicla mesaje mai vechi din istoricul conversației. Bună! Hai să ne întâlnim, duminica asta. Cine naiba ești? Roțile autobuzului. Te rog să-mi spui cine ești. Mesajul cu roțile autobuzului era de la o discuție pe care am avut-o despre excursie cu mașina. Mesajul cu bună s-a întâmplat de un milion de ori. În jurul lunii februarie 2014, Emily a început să se eticheteze în pozele mele. Primeam notificări de la treaba asta, dar etichetele dispăreau de obicei până să le verific. Prima dată când am reușit să prind una, am simțit de parcă cineva mi-a înjunghiat inima. Se eticheta în spații goale unde obișnuia să stea și în locuri pe care le frecventase. Am reușit să fac captură la una din aprilie și la una din iunie. Cam în perioada asta am încetat să mai dorm. Eram prea nervos să închid ochii noaptea. Obișnuia să se eticheteze în poze la nimereală la fiecare 2 săptămâni. Prietenii care au observat situația mi-au spus că e ceva defecțiune nenorocită de la Facebook. Recent am aflat că unii prieteni au remarcat ciudățenia și n-au zis nimic. Unii chiar m-au scos din listă. Poate că vă întrebați de ce nu mi-am șters contul. Îmi doresc să fi făcut. L-am închis doar pentru puțin timp. Până acele zile în care nu pot să ies în oraș, e atât de bine să am cu cine vorbi pe chat. E bine să pot vizita pagina lui M din când în când. Eram oricum introvertit când M trăia, iar moartea ei m-a transformat în ceva apropiat de un cadavru. Trebuie să înțelegeți că Facebook-ul și jocurile online erau singurele mele modalități de socializare.
Pe 15 martie am trimis un mesaj pe profilul lui M, crezând că a fost spart de cineva. De ce faci asta? De ce o etichetezi mereu? Pe 25 martie am primit un răspuns. Bună! 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 E devastator. Nu înțeleg de ce faci asta. O, Dumnezeule, lumânări cu aromă de scorțișoară. Du-te, dracu! De ce faci asta? Abia după ce am recitit conversația câteva luni mai târziu, am realizat că îmi recicla până și propriile mesaje. Răspunsul meu era oarecum lipsit de culoare, ce-i drept. Practic, i-am oferit lui sau ei, oricine ar fi, o pradă emoțională prin vorbe ca mesajele tale sunt devastatoare. Am început să cred că oricine ar face una ca asta trebuie să fie acel gen de persoană care se bucură de necazurile altora. Am început să cer ajutorul pe forumuri de specialitate, încercând să găsesc vinovatul. Înainte să întrebați, am schimbat și parolele și informațiile de securitate de nenumărate ori. Pe 16 aprilie am primit asta. Ar trebui să inventăm cât de cu nostru. Dumnezeule, Samantha, ne-a diferit. Nicio șansă să treacă. Nicio șansă să treacă. Cât de multe... Ușa laterală a garajului. Laterală, nicio șansă să treacă. Știu că totul pare o harababură. Asemenea conversațiilor trecute, mesajele trimise sunt preluări mai vechi. 29 aprilie. Fasole fiartă pe pâine. Nu știu, am zis, băi, întreabă-l pe Nathan. 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 Nu știu ce se întâmplă. Nu știu cum faci asta. Te rog, oprește-te. Te rog, oprește-te. Nu știu ce se întâmplă. Nathan, nu știu ce se întâmplă. N-am descoperit nicio pistă. Cei de la Facebook mi-au transmis locațiile de pe care a fost accesat contul ei după moarte, dar acestea erau cele de unde intrasem eu. Băi, întreabă-l pe Nathan, era o glumă de-a noastră, prea slabă ca să merite explicată, dar văzând modul în care a repetat-o, m-a terminat. Reacția mea din viața reală a fost mult mai extremă. Ultimele ei mesaje mă speriau, dar atunci nu puteam recunoaște asta. 8 mai. Nici nu mai știu ce să zic. Minus 12. Minus 15. Puloverul meu e înuscător și e frig afară. Foarte frig. 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 Nathan, te rog, oprește-te. Frig. Îngheț. Nu știu ce se întâmplă. Îngheț este primul cuvânt original pe care această persoană l-a format. Treaba asta mi-a dat niște coșmaruri care s-au agravat recent. Am început să o visez, să o văd prinsă într-o mașină înghețată, albastră, gri, în timp ce eu stau afară în căldură strigând la ea, rugând-o să deschidă ușa. Ea nici măcar nu realizează că sunt acolo. 24 mai. Sunt foarte beat. Îmi lipsești. Oricine ar fi pe contul ăsta nu mă interesează. Tot mă întorc acasă de la lucru și mă aștept să te găsesc la calculator. N-ar fi trebuit să mă obișnuiesc deja. Doar lasă-mă să merg pe jos. Nu eram beat cu adevărat. Emily n-a fost genul de fată siropoasă și se părea mereu stânjenitor să ne spunem te iubesc, să stăm îmbrățișați, să ne spunem cât de mult însemnăm unul pentru celălalt. Se simțea mult mai largul ei când făceam chestiile astea beat, așa că mă prefăceam beat de multe ori. Răspunsul ei m-a făcut să-i schimb profilul într-o pagină memorială, gândindu-mă că poate se va opri. Poate că ultimul mesaj pare inocent, comparativ cu altele, dar este preluat dintr-o conversație mai veche, în care încercam să o conving să mă lase să o duc cu mașina acasă de la un amic. În timpul accidentului a fost zdrobită. A fost tăiată în două. Unul dintre picioare a ajuns sub scaunul din spate. 7 august 2012. Hei, te duci spre casă? Emily, când vezi mesajul ăsta, te rog să mă suni. Imediat. I-am sunat pe... și-au spus că ai plecat la 4. Încep să mă panichez. Mă simt rău. Te rog, te rog să mă suni. Emily,
Emily, răspunde la telefon. Aceste mesaje sunt din ziua în care a murit. De obicei, ajungea acasă de la lucru pe la 4:30. Aceste mesaje, împreună cu altele vocale, reprezintă ultima dată în care am vorbit cu ea, crezând că e în viață. 1 iulie 2014. I-am transformat contul într-o pagină memorială la câteva zile după ce am primit mesajul cu mersul pe jos. N-am mai primit nimic. Până acum. Hei, te duci spre casă? Când vezi mesajul ăsta, te rog să mă suni. Imediat. Te rog, oprește-te. Încep să mă panichez. Te rog, oprește-te. Frig. Emily. Emily. Răspunde la telefon. Nu știu ce se întâmplă. Frig. Înghet. Nu știu ce să mai fac. Să închid pagina definitiv? Știu că sună aiurea, dar dacă e ea? Îmi vine să mor. Nu înțeleg ce se întâmplă. Tocmai am primit o altă notificare. Mi-e prea frică să o verific. Dacă vreți să studiați mai bine pozele, aveți un link în descriere. Îi mulțumesc lui Alexandra pentru că a dat viață fetei din poveste. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe pagina de Patreon și pe PayPal și, bineînțeles, vă mulțumesc și vouă pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.